O acțiune de amploare a avut loc la mijlocul acestei săptămâni în municipiul Iași, unde polițiști de la biroul rutier au organizat o razie pentru a combate incidentele rutiere cauzate de neacordarea priorității pentru pietoni. 7 șoferi au avut de suferit în urma acestei acțiuni, devenind pietoni după ce permisele de conducere le-au fost reținute. În total au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale, dintre care 7 au fost pentru nerespectarea regulilor de circulație în ceea ce privește pietonii, iar alte 61 pentru diverse abateri. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la peste 18.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 7 permise de conducere pentru neacordare de prioritate. Printre cazurile constatate, amintim de un bărbat în vârstă de 46 de ani care a fost surprins de polițiști în timp ce nu a acordat prioritate unui pieton aflat în traversarea străzii într-un loc marcat corespunzător. Conducătorul auto a primit o amendă contravențională și a fost reținut permisul de conducere pe o perioadă de 60 de zile. Acțiunile poliției continuă în vederea asigurării siguranței în trafic și respectării regulilor de circulație de către toți participanții.